Ploile și grindina au făcut prăpăd în gorj, râurile au ieșit din matcă și au inundat totul în cale în localitatea Tismana. Oamenii au strâns grindina și resturile aduse de ape cu lopata și cu roaba. Ploaia torențială nu a durat mai mult de o jumătate de oră, a fost însă suficient cât să distrugă totul. Viitura a făcut prăpăd în satele Sohodol și Pocruia din Tismana. Curțile, grădinile și drumurile au fost acoperite de ape. Ia uitați! Asta e grindină! Da, grindină! O vorbim în curte. Oamenii sunt distruși, spun că așa ceva n-au văzut niciodată. Autoritățile locale au făcut apel la localnici să aducă utilaje și să participe la scoaterea apei din gospodării. Ce să facem? Dar asta e de la Dumnezeu de sus. Dacă ar fi de la un om, ar... Grădinile? Grădinile nimic, rămasă exact nimica. Ia. Și via tot nimic, nu mai e nimic. Dar... Ia uitați dumneavoastră, toate ni le aduseră așa, toate. Doamne, în grădină mai rămasă ceva? Nimic, uitați aici așa, nimic, absolut nimic. Uite și apa o trase, uitați-o acolo așa. Absolut nimic, am avut roșii puse și eu ca oricare om sărac. Viscul, așa făceau pomii și pe parte și pe alta. A distrus tot? Tot. Păi, uitați viile cum sunt, recoltele în grădină. Uite, avea soacra mea fecea roșii puse așa, uitați, nimic nu. Autoritățile urmează să stabilească acum pagubele produse de potop. Jumătate din sat a fost devastat de acest potop de ploaie și de aceste viituri. Avem drumurile efectiv rupte, impracticabile. Avem în jur de 100-120 de case acolo sus, Valea Mică, Valea Mare. Și anumite ulițe sunt blocate. Pericolul nu a trecut. Hidrologii au emis un cod galben de inundații pe Jiu și pe râurile Tismana și Bistrița. Și la Botoșan, dar și în județul Alba a fost prăpăd. Hectare întregi de culturi ale sătenilor au fost puternic afectate. Joi seară, meteorologii au emis două avertizări imediate de cod portocaliu de vreme rea pentru județul Botoșani, iar precipitațiile au căzut chiar și cu 21 de litri pe metru pătrat.